Bună ziua, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este deputatul Vasile Bolea, membru al Partidului Renaștere. Bine ați venit la noi, domnule Bolea! Bună ziua! Domnule Bolea, cum a fost anul care se încheie personal pentru dumneavoastră? Oh, personal pentru mine a fost un an plin de peripeții. Cu niște schimbări care s-au produs, care, sincer vă spun, nici nu mă gândeam că vor avea loc asemenea schimbări în viața politică în general și în viața mea politică. Un an destul de interesant, un an în care am fost antrenat în diferite campanii electorale. Am început-o luna martie-aprilie cu organizarea alegerilor Bașcanului Autonomiei Găgăuze, unde am fost șef de staff electoral a unui candidat, Victor Petrov. După aceasta, izgonirea mea din și altor colegi din Partidul Socialiștilor, regăsirea într-un nou format, într-o nouă echipă a Partidului Renașterii, participarea mea în calitate de candidat la funcția de primar general în Chișinău, turul 2 a alegerilor, deci a fost așa, un an intensiv, să-i spunem. Cum a fost acest an pentru Republica Moldova, la ce apreciere? Eu cred că a fost un an greu. Ca și ceilalți doi ani, de când la guvernare se află PAS-ul, un an cu proteste, un an cu probleme, un an când agricultorii au ieșit în stradă, un an când noi ne-am pomenit cu o situație că peste 120.000 de cetățeni de ai noștri au plecat în străinătate, când ne-am pomenit că avem cu 30% mai puțin contribuabili, când bugetul pur și simplu nu poate satisface pe acele cerințe minime care trăiește societatea noastră, având un deficit bugetar de peste 18 miliarde de lei, dacă transformați în valută, asta e peste 1 miliard de dolari. Deci, eu cred că a fost un an greu și dificil pentru mulți oameni din țara noastră. Dar, în același timp, posibil a fost un an destul de bun, roditor pentru unii bugetari, cum ar fi bunoară miniștri, care și-au primit ceea ce au meritat, da, spus lor salarii mai mari de 50-70 de mii de lei. De la 1 ianuarie vor fi și mai fericiți cei care sunt judecători la Curtea Constituțională, cei care asigură, nu știu, funcționalitatea acestei instituții, aparatului președintelui, aparatului guvernului, la Parlament, mi se pare că nu, deci acești clerci vor avea 50-60 de mii de lei, iar judecătorii Curții Constituționale o să ajungă la un salariu de 120-150 de mii de lei. Posibil doar această acest mic grup, da, care reprezintă societatea noastră, pentru ei 2023 probabil că a fost unul bun. Iar 2024 se așteaptă și mai bun. Iar în rest, societatea a ajuns la limita sărăciei. Eu nu știu, nici în anii 90 după mine nu era, cetățenii nu au trecut prin asemenea încercări. La mai mult de jumătate de ani de când ați schimbat partidele, nu regretați această decizie luată? Bine, n-am plecat eu din PSRP, noi cu altă ocazie am mai vorbit despre acest lucru. Nu o să găsiți vreo cerere scrisă de mine că părăsesc Partidul Socialiștilor. A fost decizia, da, executivului politic, după aceasta confirmată de Consiliul Republican,
Dar iată, la jumătate de an, după ce am venit în echipa partidului noastre, sincer vă spun, nu regret, deoarece încercăm să construim din temelie o nouă echipă, o echipă care îmbină în sine și energia, tineretului și experiența altora care au mai participat, în diferite formule la administrarea raionilor, primăriilor, în general au activat în aparatul ăsta de administrație a statului. Ce rezultate a înregistrat Partidul Renaștere la alegerile locale? Din cifrele care eu le-am văzut, deci votul politic dat pentru Partidul Renaștere pe întreg teritoriul țării este la nivelul de 3,5%, aproape de 3,5%. Avem 30 de primării, avem consilieri inclusiv în municipiile noastre, în Bălți, avem consilier în Consiliul Municipal Chișinău. Acum luptăm pentru a poate prinde președinția în vreun raion, între cele în care încă nu au fost alese organele de conducere a raionului. Per general, vreau să vă spun, reieșind din mai mulți factori, obiectivi și subiectivi, reieșind dintre aceea că pe parcursul ultimei jumătate de an, în ultimul jumătate de an, cei de la guvernare ne-au acordat mai mult timp, să-i spun așa, mai voalat, când veneau mascații și trezeau colegii noștri la 6 dimineața, când unii colegii noștri s-au pomenit cu dosare penale și sunt în arest la domiciliu, când nouă ni s-a refuzat în deschiderea contului electoral și s-au creat probleme unde s-a închis contul curent a partidului și n-am avut posibilitatea să activăm într-un mod normal, firesc, ca și pentru oricare alt partid. Deci rezultatul care noi l-am obținut, eu cred că este un rezultat destul de bun. Dar noi aici nu ne oprim, continuăm mai departe activitatea noastră. Acum, dacă poate aveți întrebarea aceasta, dacă să vorbim despre planuri. Noi continuăm să ne extindem în teritorii. La momentul înregistrării în cursă electorală, noi am participat în alegeri în 21 raioane din 36. Deci acum încercăm și în celelalte 15 raioane să deschidem reprezentanțele partidului, să formăm organizații raionale de partid și mai departe organizații primare de partid în fiecare localitate. Este un proces continuu, este un proces destul de greu, dar nu și imposibil. Și din punctul ăsta de vedere, eu cred că în scurt timp vom asigura prezența în cel puțin în toate raioanele de la noi din țară și deja o să încercăm să avem și organizații primare de partid în toate localitățile din țară. Deocamdată, cu cine faceți alianțe sau vot comun în teritoriu? Bine, voturi comune în teritoriu noi n-am avut, alianțe de asemenea, noi în niciun raion până acum n-am participat la formarea organelor de conducere și n-am intrat în nicio alianță. În primul rând, încă, după mine, încă este de vreme, lucrurile astea să-l facem. Într-al doilea rând, prezența noastră în cadrul consiliilor raionale
Acum, la stadia aceasta incipientă de formare propriu-zis a partidului, este una mică, da? Și nu, bine, nu suntem noi cei care avem voturile decisive sau ceva de genul ăsta. Dar ne uităm și noi cum se distribuie și cum se formează aceste alianțe, da, la nivelul raionilor. Am văzut cum foștii mei colegi, da, socialiști, în mijlocit domnul Dodon, vorbea despre faptul că nu trebuie să dăm niciun vot celor din PAS și trebuie să facă toată opoziția, tot posibil ca în raioane să nu fie admiși cei din PAS la guvernare. Și am văzut cum tot vorba domnului Dodon, după ce în 5 sau în 6 raioane socialiștii nemijlocit au făcut alianță cu cei din PAS, au votat președință din partea PAS-ului, ei limitându-se la funcțiile de vicepreședință, cum domnul Dodon spunea, a fost așa un vot pentru rezolvarea nu știu care probleme. Care probleme? Îi aduceți în mijlocit în raioane la guvernare, după aceasta ieșiți cu o declarație că da, cei care au votat vor fi sancționați. Unii sancțiunile? Că noi vom fi gata să votăm pentru demiterea președintelui raionului de la PAS? Voi mai întâi votați pentru demiterea vicepreședinților voștri care i-au votat cei din PAS la guvernare, în, nu știu, începând de la Cahul și terminând cu Șoldănești, Bunoar. Deci lipsa aceasta de consecvență și aceste minciuni care de fiecare dată sunt hrăniți alegătorii noștri arată doar un lucru, că această acest partid care acum este reprezentat în Parlament, da, și a intrat în bloc, de fapt s-a discreditat totalmente. Cum și-am spus, cu altă ocazie a devenit lăstar a PAS-ului sau arepa stângă a celor din PAS. Și acum încearcă să drege busuiocul, da, spunând că nici usturoi n-au mâncat și nici din gură nu le pute. Să revenim așa că puțin la partidul Renaștere. Am văzut că l-ați dat afară din formațiune pe un consilier de la Telenești care a votat cu și pentru PAS. De ce așa decizie radicală? Dar nu este o decizie radicală, deci noi din start le-am spus colegilor atunci când am avut diferite meeting-uri, diferite întruniri cu președinții organizațiilor noastre locale că li se recomandă să nu participe în general la votările respective, deoarece vor fi atrași în niște jocuri subtile, da, și după aceasta va trebui cumva să noi să reacționăm la nivel central. Vorbind despre consilierul din Telenești, eu pot să vă explic bine din ceea ce a spus dânsul, da, ce l-a motivat să voteze, că nu a votat el pentru președintele raionului de la PAS, cât a fost un vot de susținere a vicepreședinților din partea PSD-ului. În cadența precedentă a Consiliului Raional, consilierul respectiv, Alexandru Isac, a muncit 4 ani alături de cei care astăzi sunt vicepreședinți de raion din partea PSD-ului, a muncit 4 ani de zile, cot la cot. Au fost diferite situații când se punea în discuții eliberarea din serviciu, da, pe dânsul vicepreședinte de raion. Și atunci întreaga echipă care atunci era în coaliție la nivel de raion în Telnești a avut, nu știu, înțelepciunea acea politică și s-a decis să nu fie în timpul activității schimbat cineva, da,
sau să fie făcută vreo rocadă la nivelul coaliției acolo în raion. Votul acesta nu conta pentru alegerea președintelui și vicepreședintelor raionului absolut deloc, deoarece pentru alegerea în calitate de președinte și vicepreședinte era necesar 17 voturi. Ei, dacă nu greșesc, aveau 19 și iată, colegul nostru era al 20-lea, deci el pleca din funcția de consilier în primăria Chiștenița, unde a devenit primar. Și deci trebuia să își depună mandatul și să vină alt consilier din partea renașterii care n-a fost pe listă. Deci și el din start a spus că nu participă în nicio coaliție, nu cere nimic, pur și simplu a fost un gest, un vot de respect, dacă vreți, da, pentru acei colegi care astăzi sunt vicepreședinți de raion. Dar chiar și așa, noi am înțeles, da, ce l-a motivat pe domnul Isaac să voteze pentru conducerea raionului, dar nicătând la lucrurile acestea, executivul politic a decis fie deci scos din rândurile partidului, deoarece pentru noi contează consecvența care vine partidul. Dacă noi am vorbit despre faptul că nu votăm, deci nu înscaunăm pe nimeni, da, la funcții în raioane, mai ales dacă e vorba de cei care astăzi conduc Republica și își bat joc de oameni. Deci și dacă cineva totuși a încălcat, da, această regulă generală stabilită, suportă și sancțiuni. Alți consilieri acolo sau era singurul? Era singurul consilier. Bine, acum a venit, trebuia să vină pe o altă doamnă în calitate de consilier. Avem reprezentanță și noi în Consiliul Regional Țelnești. Suntem mulțumiți. Vreau să vă spun că, iată, nicătând la toate presiunile în Țelnești, noi am avut, dacă să vorbim despre zona centrală a țării, unul din cele mai bune rezultate. Doi primari, Vasieni, Chiștenița, reprezentanți la nivelul Consiliului Regional, consilieri în diferite sate și comune. Deci, un rezultat în raionul Tâlnești. Noi, prima dată participând într-o așa o componență, da, e destul de bun. Totuși, nu este riscant pentru un partid să-și piardă reprezentarea în forul local cu asemenea decizii, dacă va mai exista? Nu, bine, este riscant să-ți pierzi fața în fața alegătorului, da, cel care te-a susținut. Sau nu spui, da, sau dacă ai spus ceva, trebuie să ții de cuvânt. Și în general, politicianul este mai stimat atunci când cuvintele lui se materializează în acțiuni. Când un politician spune una, iar face cu totul altceva, deci, după mine, lucrul ăsta miroase a magial. În ce relație sunteți cu PSRM acum? La nivel de partid, aveți în vedere, sau personal? Bine, în ce relație suntem? Nu suntem în nicio relație. Vin la ședințele parlamentului, vin la ședințele comisiilor, văd cum colegii se manifestă. I-am și criticat, da, vreo două săptămâni în urmă la o ședință a parlamentului, pentru acele voturi care ei le-au dat pasului în consiliile raionale, pot să continui să-i critic pentru acel vot care ei l-au dat săptămâna trecută atunci când a fost demis guvernatorul Armașu și ce s-a produs după aceasta. Da? A fost înscaunată doamna Drago, care este venită din statul vecin, da, care i s-a acordat la miez de noapte în timp de o oră cetățenie Republicii Moldova și a doua zi poftim
numit în calitate de guvernator al Băncii Naționale. Toate lucrurile astea s-au făcut cu aportul și cu suportul socialiștilor, că dacă ei nu erau să voteze pentru demiterea pe domnului Armașu, lucrul ăsta nu era să se producă. Guvernarea PAS-ul nu a avut număr necesar de voturi, 67 pentru a-l demite pe Armașu. Iată au venit socialiștii și au făcut, știți că în Otelo, Mavr zelă svoje delo, Mavr может уходить. Iată Mauro și-a făcut treaba. Totuși, a rămas cineva din PSRM cu cine comunicați în prezent? Da, comunicăm cu toți. Sincer să vă spun, eu comunic cu toți, unii din PSRM nu comunică cu mine. Deci a rămas în loc de bună ziua. Evident, dar bine, colegii înțeleg ce s-a produs, colegii înțeleg acele mișcări tectonice care se produc inclusiv în interiorul PSRM-ului. Acea luptă care se duce între, unii spun două clanuri, de fapt ele sunt trei, din PSRM și decizia care au luat-o ei de a mă exclude probabil a fost în contextul că nu vreau încă un pol poate de influență, da, în cadrul PSRM-ului și concurență nu doreau. De ce și-am fost exclus? Iar, bine, unii colegi care reprezintă un pol de influență în cadrul PSRM-ului nu discută cu mine. Este vorba de, nu știu, Grigore Novac, Vladimir Adnostalco și poate Vlad Vătrâncea, dar cu restul discutăm, le spun tuturor bună ziua. Dacă sunt careva, nu știu, dacă există vreo rugăminte, mă strădui să-i aud, să-i ascult și poate ceva să rezolvăm, ca relații normale omenești. Per general, cum apreciați situația la moment în Parlament? Cum se votează? Se votează unanim. De către cei de la guvernare, orice proiect care vine sau unele care marchează după aceasta destinele oamenilor, ele vin din altă parte și se votează de către majoritatea parlamentară fără mari discuții, deoarece ce se întâmplă acum în Republica Moldova, noi am fost lipsiți de suveranitate și deciziile pe niște chestii strategice se iau nu la Chișinău, dar se iau în altă parte. Iar cei de la guvernare pasă nemijlocit, pur și simplu votează și le implementează în practică. Fără a conștientiza ce rezultate vor da o decizie sau altă pe viitor. Și cum se va răsfrânge asupra cetățenilor noștri. Cum comentați dosarele în care figurează colegii dumneavoastră de partid și din Parlament, care tot au fost cândva în PSRM, Lozovan și Nesterovski? Nu bine, dosare, cum să le comentez, dosare au și la alți foști colegi, da? Din PSRM, dosarele acestea poartă un caracter politic, după mine. Eu vreau ca justiția reformată și nereformată să-și spună verdictul. Unele chestiuni care sunt din punct de vedere juridic, da, care aș putea să le comentez, n-am să fac acest lucru pentru a nu, da, eu știu, început unor speculații în acest sens. Faptul că astăzi colegii, bine, Irina Lozovan deja este, a fost o perioadă în arest la domiciliu, exact în perioada în care noi am avut acest scrutin electoral în toamnă, acum este sub supraveghere judecătorească, deci liberă în acțiuni,
Tot în această perioadă, exact în perioada alegerilor locale, celălalt coleg de nostru, Alexandru Niseroschi, era în arest în penitenciar, acum este în arest la domiciliu. Deci arată faptul că, după mine, da, așa trebuia să fie în scenariul celor de la guvernare, ca să nu admită ca ai noștri colegi să participe în acest curtent. Ba mai mult ca atât. Iată, aici am să dau o teorie, nu știu, ceea ce văd eu. Faptul că în plină campanie electorală doar colegii noștri din nordul țării au fost cumva deranjați nu o singură dată, de vreo două ori, de către mascații de la CNA, Procuratura Anticorupție și așa mai departe, ei negăsind absolut nimic, da, că noi ne străduim să fim în câmpul legal. Acest deranj din partea guvernării, eu cred că le-a servit celor din PSRM, ca ei în nordul țării să capte acel bine, rezultat pe care îl au ei astăzi. Într-o competiție cinstită, eu cred că, bine, PSRB-ul a căzut, da, și în sondaje și în rezultate, dar eu cred că într-o competiție cinstită noi eram să avem rezultate mult mai bune, iar cineva, din punctul ăsta de vedere, pierdea. Și în sondaje, și în rezultate, adică aveau să aibă mai puțin primari, mai puțin consilieri. Dumneavoastră ați comentat deja noua numire la șefie BNM, dar cum credeți, în ce circunstanțe a avut loc această numire? Bine, numirea, din ceea ce am auzit în comisia juridică, din întrebările care de asemenea le-am acordat doamnei Drago, această operațiune a fost zamislită de mai mult timp. Dumnezeu a spus că cel puțin de vreo jumătate de an sau de un an de zile era în discuții cu cei de la guvernare aici din Republica Moldova ca să îi se ofere un post aici. Deci despre demiterea domnului Armașu, domnii cunoștea cel puțin de o săptămână, că se așteaptă, uite, așa un vot în Parlament. Dacă domnii a spus acest lucru, înseamnă că și socialiștii cunoșteau despre această operațiune tot cel puțin cu vreo 10-15 zile și aici a fost, aici în această perioadă s-a bătut palma. Că eu nu cred că ei sunt atât de naivi ca să nu înțeleagă că odată cu demiterea lui Armașu, cei de la guvernare, nu socialiștii, dar cei de la guvernare, PAS-ul, vor pune omul lor în această funcție. Deci și ce e determinat pe dânșii să acționeze în asemenea mod, eu nu înțeleg, dar ca și rezultat noi toți vedem că socialiștii astăzi joacă perfect și ajută pe PAS să nu știu, să țină în captivitate și alte instituții decât guvernul, nu știu, blocul de forță, parlamentul și președinția. Iată și Banca Națională a fost capturată prin votul socialiștilor. Dumnezeu pe parcursul nopții, da, după ce a fost demis domnul Armaș în săptămâna trecută, da, în zi de joi, dacă nu greșesc, a venit în Republica Moldova, i s-a acordat în mod rapid cetățenia și a doua zi, deci a fost prezentată nouă deputaților. Eu nu știu cât de această procedură cât de legală a fost. Înțeleg că președintele țării are posibilitatea să acorde cetățenii, poate în mod simplificat sau ceva de genul ăsta, altor cetățeni sau cetățenilor altor state care au adus un aport
da, Republicii Moldova, ceva au făcut pentru țara noastră și aici eu mă întreb care a fost aportul doamnei Drago pentru Republica Moldova și ce a făcut domnii deosebit sau extraordinar pentru cetățenii țării noastre că, uite așa, simplificat, în mod rapid, la miez de noapte a primit cetățenia Republicii Moldova. Deci nimeni nu dă nicio explicație. Iar ceea ce a apărut în presă, că nu știu, este drept, nu este drept, să răspundă domnii, da, la aceste, nu știu, aceste informații care au apărut în presă, că domnii este reprezentanta serviciilor secrete, da, a României. Dacă asta este adevărat, atunci nota 2 tuturor celor care au participat la operațiunea aceasta în scaunarea doamnei Drago în funcția de guvernator a BNM-ului și serviciile noastre secrete, eu cred că ar trebui să-și dea demisia în corpore. Iar cei care au participat la votarea pentru doamna Drago, deci trebuie aprecierile juridice corespunzătoare să le dea procuratora. Să revenim puțin la Partidul Renaștere. Ce planuri are formațiunea pentru anul 2024? No, despre unele eu deja am spus. Noi acum suntem în plină construcție, da, partinică. Vrem ca pe orizontală să fim prezenți în fiecare raion, iar deja organizațiile noastre regionale se crească în limita, da, hotarului administrativ a raionului unde ei sunt, să fie prezenți reprezentanța Partidului Renaștere în fiecare localitate. Ce vrem să facem, încă suntem la nivel de discuții, poate să-i facem un turneu în străinătate, în diaspora, să discutăm și cu diaspora noastră, cât din vest, atât din est, acolo unde sunt cetățenii noștri, unde muncesc, nu știu, începând cu Turcia, terminând cu, bine, poate în Statele Unite nu o să ajungem, dacă e departeșor și este scump, dar în Uniunea Europeană, în Federația Rusă, în Belarus, eu cred că trebuie să ajungem să avem discuții cu cetățenii noștri care muncesc acolo în diaspora, să vedem acele probleme care ei se confruntă și poate să încercăm să fim vocea lor și aici, în Chișinău, în Parlament, în alte instituții, ca acele probleme care ei se confruntă să fie auzite de către guvernare și să încercăm cumva să ajutăm aceste probleme să fie rezolvate. Că unii iată mă întreabă, sincer vă spun, iată, discut cu cetățenii de noștri care muncesc pe hotare, ei spun că sunt foarte dezamăgiți. Votul lor a fost cerut în 2020, votul lor a fost cerut în 2021. Mulți din ei au susținut astăzi partidul de guvernament. Iar ei din promisiunile care le-au dat diasporii, nu au zis aproape nimic. Au spus că vor facilita revenirea cetățenilor noștri înapoi acasă. Nu știu, cu tot ce au agonisit ei acolo pe hotare, fără a plăti taxe și impozite. Este lucru dat? Realizat astăzi? Nu. Au spus că, nu știu, vor plăti mai puține taxe, comisioane pentru, nu știu, coletele care le transmit acasă sau banii care îi transmit acasă. Iarăși, la fiecare cost, la fiecare pas, cei cetățeni de-ai noștri trebuie să plătească și de fiecare dată tot mai mult și mai mult. Pentru colete era o sumă de până la 300 de euro, pe urmă 150, astăzi se propune 45, da, banii care sunt transferați, de asemenea, băncile percep niște comisioane care autoritățile statului nici nu vor să intervină, da, în domeniul respectiv. Și multe, multe alte lucruri. Deci ei, de asemenea, sunt foarte, foarte, foarte
tare dezamăgiți de acele acțiuni ale guvernării, că ceea ce se întâmplă la noi în țară se răsfrânge și asupra lor. Acele, nu știu, prețuri mari pe care rudele, mamele, copiii le plătesc aici, pe teritoriul Republicii Moldova. Deci și ei trebuie să achite, da, pentru acele greșeli care le-au făcut guvernanței, care s-au răsfrâns în creșterea prețurilor, taxelor și tot ce vreți. Deci situația de așa natură că trebuie și pe ei să îi auzim și cumva să încercăm unele din probleme care ei le au să încercăm să le rezolvăm. Iată din planurile pe care le avem. Evident că anul viitor va fi un an de mari schimbări, nu numai în Republica Moldova, dar și în regiune. Va fi un an al alegerilor, dacă vreți. Vor fi alegeri în România, prezidențiale, parlamentare, europarlamentare. Alegerile prezidențiale trebuie să fie în statul vecin, în Ucraina, în Federația Rusă, în martie, europarlamentarile la nivelul întregii Uniuni Europene, alegerile președintelui Statelor Unite, deci în țările mari, da, care sunt actori geopolitici importanți, vor fi de asemenea schimbări și la noi. Evident că o să ne pregătim și noi ca și formațiune de aceste schimbări, mai ales că au fost anunțate la sfârșitul anului că probabil vom avea și referendumuri, da, în afară de alegerile prezidențiale. Deci o să încercăm să fim în acest sens activi și să participăm la toate scrutinile care, câte vor fi ele anul viitor, nu cunosc, dar o să ne străduim să participăm la toate. Când planificați să convocați congresul partidului? Nu știu, nu vă pot să vă spun. Bine, normal, după ce vom avea pe toate structurile la nivel de țară formate. Dacă va fi necesar să convocăm un congres, o vom face. Dacă este necesar de convocat congres conform statutului pentru a determina dacă participăm sau nu participăm bunoare în alegerile prezidențiale, sincer să vă spun, la capitolul ăsta n-am citit prevederile statutului, o să le citesc, dar dacă este necesar, o să convocăm lucrul ăsta, o să fie decis colegial în echipă. Dacă se va convoca congresul inclusiv pentru a alege președintele formațiunii, dumneavoastră veți pretinde la această funcție? Interesantă întrebare. Eu am să lăs fără răspuns întrebarea dumneavoastră. Bine, atunci până când avem președinte interimar, doamna Natalia Parasca, executivul lucrează. Bine, nu știu, până când nu văd necesitate. Dar eu știu, dacă se va pune în discuții lucrurile date, o să analizăm. Deci deocamdată nu se prevede alegerea unui președinte al formațiunii. Dar noi îl avem. Bine, interimar. El e interimar până când ne spravim și așa. Știți cum la capitolul acesta mulți întreabă, da? Păi, uite, formațiunea are nevoie de un dirijor. Da? Și le spun, stimați colegi, dar în fața noastră noi nu avem o orchestră, da? Noi avem un fortepiano unde poți să interpretez o partitură în două mâini sau poți în patru. Noi acum suntem 6 membri ai executivului, putem și în 12 mâini, da, să jucăm sau să interpretăm vreo partitură, da, la fortepiano. Din punctul ăsta de vedere, deci formațiunea activează în mod normal și până când nu se așteaptă, nu știu, în luna ianuarie sau februarie, timp apropiat, nu se așteaptă vreun congres. După ce vor fi create toate structurile, atunci poate se va decide. O întrebare care interesează pe foarte multă lume. Ce legătură are Partidul Renaștere cu Ilan Șor?
Of, despre lucrurile astea m-au întrebat parcursul ultimii jumătăți de an, nu știu, de zeci de ori, dar nu are nicio legătură. Ilan Șor este în Israel, noi suntem aici, încercăm să facem politică, el face business, dar susține, nu știu, formațiuni politice care luptă, da, cu această guvernare. Multe speculații au fost pe parcursul acestui an, mai ales ultima jumătate de an, din ce categorie, da, aceste speculații. Aduceți-vă aminte când se discuta sau era pe rol la Curtea Constituțională sesizarea guvernului cu referire la scoaterea în afară legii a Partidului Șor. Da? Și mulți spuneau că, uite, iată, a apărut renaștere, da, și iată, după ce va fi declarat neconstituțional Partidul Șor, toți de acolo se vor regăsi cumva în Partidul Renaștere. Deci vreau să vă spun că nimeni din Partidul Șor astăzi, la moment, nu se regăsește în Partidul Renaștere. Chiar în campania electorală, atunci când, nu știu, Partidul de Guvernământ a creat aceste listele negre, da, celor incomos, cărora li s-a interzis, da, să participe în campania electorală, noi n-am avut nicio persoană care era, da, în aceste liste și noi n-am avut, adică n-am schimbat, da, pe liste, n-am fost nevoiți să operăm careva modificări din această cauză. De ce? Deci negați zvonurile precum că sunteți unul dintre partidele clone ale Partidului Șor. Partide clone? Da. Nec. Candidatul pe care l-ați sprijinit în Găgăuzia și pentru care ați mers și ați discutat cu Ilan Șor în Israel. Victor Petrov, da. Victor Petrov, da. Este în Partidul Renaștere sau v-ați despărțit? Da, face parte din echipă. Și nu numai el, în Găgăuzia avem o echipă bună, închegată, cei care au fost susținătorii mișcării Găgăuz Halk Berli, da? Deci astăzi ei au hotărât să adere, să susțină formațiunea și Victor Petrov, da, este în rândul nostru. Acum este adjunctul Bașcanului Găgăuzii. De fapt, ce e despre ce noi și vorbeam, da? Care a fost scopul plecării noastre în Israel atunci când ne-am văzut la data de 17 mai cu Ilan Șor. Deci noi am avut discuții referitor la viitorul Găgăuzii, cum putem să implementăm în practică acele promisiuni electorale pe care le-a avut Victor Petrov. Și de asemenea, cum putem să acționăm în așa o manieră ca și acele propuneri cu care au venit doamna Bașcan, doamna Guțul în campania electorală să fie susținute de către Adunarea Populară a Găgăuzii. Victor Petrov era, da, până acum nu de mult, deputat în Adunarea Populară, evident că alături de dânsul așa numit grup, da, lui Victor Petrov, au mai fost și mai sunt, da, și alți deputați în Adunare Populară și evident că domnul Șor a avut discuții exclusiv referitor la aceste lucruri. Că după aceasta a doua zi a venit și domnul Constantinov, președinte Adunării Populare, cu alți doi deputați, da, în Adunare Populară și discuțiile s-au axat contextul, da, ce se va face pe viitor în Găgăuzii. Sfaturile sau recomandările pe care vi le-a dat domnul Ilan Șor au fost utile? Dar ce sfaturi și recomandări? Noi... Ați spus că ați mers să discutați cum ar putea fi implementate promisiunile electorale. Bine, s-a agreat pe unele pe lucruri, da, unul dintre însele a fost ca reprezentantul nostru să intre în structurile executive, da, a executivului de la Comrat. Lucrul ăsta și s-a întâmplat.
Acum noi am participat în aceste alegeri, dacă nu greșesc, sunt 11 sau 12 primari care cumva au devenit parte, da, echipei noastre acolo în Găgăuzia. Continuăm mai departe să activăm. Sincer vă spun că este greu să implementez unele idei atunci când centrul Chișinău se împotrivește. În loc să dea liberă, da, acelor inițiative privind îmbunătățirea vieții cetățenilor de rând din localitățile din Găgăuzia, noi vedem de fiecare dată bețe în roate, împotrivirea celor care decid aici la Chișinău. Și din punctul ăsta de vedere suntem nevoiți să cheltuim mult mai multă energie în vederea implementării acelor promisiuni electorale care noi am venit. Una din promisiuni, bunoară, să asigurăm cu transport gratis, da, transport social, localitățile din Găgăuzia. Timpul apropiat, ceva timp în urmă, mai bine zis, unele unități de transport au fost procurate, dacă eu nu greșesc, ele deja merg pe itinerarul care a fost stabilit. Deci, ceea ce a făcut Victor Petrov în Ceadăr Lungă, nu știu, în Congaz, în Cazaclia, în Comrat, deci acum această idee se multiplică, da, la nivelul întregii autonomii. Deci este una din promisiunile electorale care a venit Victor Petrov și care numai până la finele mandatului o să o executăm. Să trecem la întrebări mai personale. Poftim. Ați sărbătorit deja Crăciunul sau îl marcați încă nu, pe 7? Pe data de 7. Dar am avut copilași care au colindători, dar acum pe data de 25. De, bine, i-am primit, dar nu e și firesc, e și normal. Dar noi în familie sărbătorim pe data de 7. Ce veți face de Revelion? Cum veți să sărbători? În sânul familiei. Știți, activitatea aceasta politică poate face ca mai puțin timp, da, să acordăm celor dragi, familiei, copiilor, și de aceea orice ocazie de așa gen, da, deci nemijlocit mă strădui să acest timp să-l acord familiei și copiilor. Ultima întrebare, unde veți merge în vacanță? Dacă încă n-am stabilit, bine, mai avem iată până la finele de săptămâni, o să decidem cu soția, copiii. Domnule Bălea, noi vă mulțumim că ați venit. Vă mulțumim și dumneavoastră și pentru invitație. Mulțumim tuturor și o zi frumoasă.